Bună, dragi copii! Astăzi vă fac cunoștință cu Alex, un băiețaș obraznic și foarte dezordonat. Camera unui copil este locul în care își petrece majoritatea timpului când stă acasă. Alex avea și el o cameră frumoasă, pe cărei pereți albaștri stăteau pictate diferite personaje din povești pe care el le îndrăgea și care îl făceau să se simtă într-o lume a basmelor. Orice copil și-ar dori o astfel de cameră. Mama lui a fost cea care și-a dat străduința să o amenajeze și să cumpere toate jucăriile pe care Alex și le dorea. Însă să nu credeți că Alex știa să aprecieze ceea ce avea. Alex își folosea jucăriile pentru a le arunca peste tot în cameră și cel mai fericit se simțea atunci când vedea că în urma loviturilor sale rămâneau urme. Ușa camerei era plină de ciobituri și adâncituri, iar vopseaua era combinată cu pete de acuarele de toate culorile. Nici pereții sau personajele de pe ei nu au scăpat de Alex, care avea o mare plăcere să-i zgârie cu roțile mașinilor sau cu alte obiecte care lăsau urme peste tot. Dacă unul din desene scăpa să nu fie smuls, cu siguranță era rupt. Alex, iar ai lovit ușa! În curând nu se va mai deschide dacă vei continua așa, îl avertizase mama. E, și ce dacă am lovit-o? Oricum nu o doare. Pot să-mi cumpere alta, răspundea răspicat Alex. Asta nu este o soluție, iar eu m-am săturat să-ți tot amenajez camera. Și a ta și a surorii tale au fost făcute în același timp, dar în camera ta a trebuit deja să fac de atunci de 3 ori schimbări. Nu mă interesează, asta e treaba ta, răspunse Alex și trânti ușa camerei. A doua zi însă, când Alex era la grădiniță, obiectele din camera lui au început să vorbească și să spună nemulțumirea. Zi de zi ne zgârie și ne lovește, nu mai putem, au spus pereții. Și eu m-am săturat să tragă de mine și să-mi rupă mânerele, spuse dulapul. Eu ce să mai spun, că abia mă mai țin palamalele la câte lovituri primesc, spuse oftând ușa. Trebuie să-i dăm o lecție acestui băiat. Nu se poate să se comporte tot timpul așa cu noi, se hotărâră ei. Ușa era cea mai potrivită să acționeze, așa că automat se închise și așa l-au așteptat pe Alex. Când a venit acasă, acesta a vrut să intre direct în cameră, dar, surpriză, ușa era închisă și încercând să o împingă cu putere, se lovi. Nu înțelegea ce s-a întâmplat, era sigur că mama închisese ușa, s-a dus la ea și a început să țipe și să o acuze, însă nu era vina ei. Mai mult, mama a încercat să-l ajute și a adus cheia. Dar nici așa nu au reușit, pentru că obiectele din cameră erau hotărâte să nu-l lase să intre și au început să strige cu toate în cor. Nu te lăsăm să intri! Cine a spus asta? Zise speriat Alex. Camera ta, pe care o distrugi în fiecare zi! Se auzi un răspuns. Speriat, Alex a mers la surioara lui, Daria, și a rugat-o să lase să doarbă cu ea. Toată noaptea s-a agitat, iar dimineața a fost nevoit să meargă la grădiniță cu aceleași haine. Alex abia aștepta să meargă acasă. Era foarte hotărât să ceară scuze camerei sale. Îi părea rău pentru ceea ce făcuse și își dădea seama cât de greu îi poate fi fără camera lui. Așa a și făcut, de cum a ajuns acasă. După ce și-a cerut scuze și-a promis că va avea grijă de întreaga cameră, ușa s-a deschis încet și l-a lăsat să intre. De atunci, Alex nu doar că nu a mai distrus, dar a și început să repare singur o parte din obiectele distruse.
Dragi copii, camera și jucăriile voastre, oare ce ar spune despre voi? Se simt îngrijite și iubite?